Sportul popular românesc a fost sărbătorit în măginimea Sibiului la Gura Râului. Costumul tradițional al gurenilor este simplu, alb și negru, însă cu o adâncă semnificație. Puritate și determinare sunt doar două calități ale oamenilor locului. Și dacă este sărbătoare, nu au lipsit jocul și muzica bună. Cu mic, cu mare, localnicii s-au îmbrăcat încă de dimineață în costumul tradițional specific zonei și au mers la biserică. După slujba a început petrecerea. În centrul comunei a fost instalată o scenă pe care au urcat interpreți de muzică populară, coruri și cete de fluierași. Pentru localnicii din Gura Râului, portul popular este mai mult decât o tradiție. Oamenii locului obișnuiesc încă să îmbrace acest costum în fiecare zi, fie că merg la biserică, muncă sau la petrecere. Este compus din ie, poale, peste care se pune șurțul din față, crătința care este se pune în spate și cheptarul. Este a treia oră când gurănii își arată, cu ocazia sărbătorii portului românesc de la Gura Râului, și arată frumusețea costumelor, și arată frumusețea sufletului. Nu că ar fi singura ocazie cu care gurenii să se mândrească, să zicem așa, și ocoșala în mărginii mei e prezentă, nu putem spune că nu. Deci noi suntem mândri. Participanții la sărbătoare spun că nimic nu este mai frumos decât să vezi sute de oameni îmbrăcați românește, oameni care se mândresc cu originile lor. Ținând cont că de 3 ani m-am făcut gurană, sunt foarte bucuroasă că o mare de oameni s-au îmbrăcat românește să ducă mai departe portul popular românesc. În toată duminica sărbătorii mergem îmbrăcați în românește. Turiștii au fost surprinși de modul în care tradiția a fost păstrată, făcând și acum parte din viața de zi cu zi a oamenilor.